În următoarele două săptămâni, Universul pregătește evenimente intense pentru două zodii care vor fi nevoite să înfrunte situații din trecut. Fie că este vorba despre secrete ascunse, relații nerezolvate sau lecții karmice, aceste zodii vor simți o energie puternică ce le va permite să se confrunte cu ceea ce au evitat până acum. Iată care sunt zodiile vizate și la ce să se aștepte. Scorpion. Scorpionii, cunoscuți pentru profunzimea lor emoțională și capacitatea de a pătrunde în cele mai ascunse colțuri ale sufletului, vor fi puși la încercare în următoarele două săptămâni. Energii din trecut vor ieși la suprafață, obligându-i să-și reevalueze deciziile și să se confrunte cu adevăruri neplăcute. Fie că este vorba de o fostă relație care revine în viața lor sau de o problemă personală nerezolvată, scorpionii nu vor putea evita aceste provocări. Vor fi nevoiți să-și folosească toată puterea interioară pentru a trece prin aceste încercări și pentru a găsi pacea în fața unor adevăruri dureroase. Este posibil ca în acest proces să fie nevoit să renunțe la anumite atașamente emoționale sau să se confrunte cu trădări din trecut. Capricorn. Capricornii sunt adesea concentrați pe atingerea obiectivelor lor profesionale și personale. Vor avea parte de o perioadă de introspecție forțată. În următoarele două săptămâni, lucruri din trecut pe care le-au îngropat vor reveni în prim plan, rândule să se ocupe de ele. Capricornii vor simți că stabilitatea lor este amenințată, iar acest lucru îi va împinge să își reevalueze prioritățile. Vor trebui să facă față unor emoții pe care le-au ignorat și să găsească modalități de a se împăca cu trecutul pentru a putea merge mai departe. Este o perioadă de transformare care, deși dificilă, le va aduce claritate și putere de a construi un viitor mai solid. Pentru zodiile Scorpion și Capricorn, următoarele două săptămâni vor fi marcate de confruntări cu trecutul. Deși provocările vor fi intense, rezultatul va fi o mare înțelegere de sine și o capacitate sporită de a naviga prin viitor cu încredere și forță interioară. Relatează click.ro.